Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și am să vă exprim astăzi câteva gânduri ale mele legate de intuiție. Există situații în care în viață avem un imbold intuitiv, și simțim nevoia să facem un lucru, anume. Și ne spunem în mintea noastră, wow, ce bine ar fi să fac acest lucru, ce frumos ar fi să fac acest lucru. Cred că aș fi bun într-o asemenea activitate sau la o asemenea slujbă. După care, într-o fracțiune de secundă, intervin gândurile induse de ego-ul nostru personal. E ceva de genul, nu pot să fac asta. Ar fi o prostie. Am să mă fac de râs. Oare ce ar spune prietenii mei dacă aș face acest lucru? Sau, eu nu știu nimic despre acest domeniu. Cum să mă apuc de așa ceva? Aș putea să dau greș. Nu e bine. În final, amânați să luați decizia respectivă și până la urmă nu vă mai gândiți la ea și renunțați. Ce ați pierdut din aceasta? Un singur lucru. Visul vostru. Visul pe care trebuie să-l urmați în viață. S-ar putea să fie steaua dumneavoastră norocoasă sau steaua dumneavoastră călăuzitoare. Spuneți-i cum doriți, dar urmați-o. Acesta a fost Minutul de Spiritualitate de astăzi. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la următoarea emisiune.